Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Prieteni, vă spunem bună dimineața încă o dată și după cum v-am promis, astăzi vom avea un interviu interesant, discuții interesante. În studio se află tocmai trei invitate și vom discuta astăzi despre un proiect, aș spune eu, inedit. Iar invitatele emisiunii sunt Elena Scobioală, coordonatorul proiectului Mișcare Ecologistă din Moldova. De asemenea, alături de noi este și colega noastră Silvia Ursul, asistent de proiecte ai Mișcării Ecologiste din Moldova, și Elena Carțân, profesor de biologie, director adjunct la gimnaziul Ion Sârbu din satul Mășcăuți. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, dragi ascultători! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Pentru început vreau să vă spun că mă bucur că ați reușit să escaladați în noi etaje, să ajungeți aici la noi. Sper că vă simțiți bine! Da, cam greu, dar aveam deja un antrenament. Vorbim despre un proiect interesant, inedit. Elena, hai, începem cu tine, tu vei fi prima să ne povestești în ce constă proiectul respectiv despre care discutăm astăzi. Da, să dăm startul acestei discuții. Mulțumim pentru că ne-ați invitat și că aveam posibilitatea să vorbim despre o inițiativă a Mișcării Ecologiste din Moldova, care a fost lansată anul acesta. Este un proiect de scurtă durată, dar foarte intens, și se numește Tinerii din Orheiul Vechi, vocea pentru promovarea durabilă a rezervației. Un proiect a cărui scop a fost de a sensibiliza tinerii, dar și în general comunitatea locală, în special cei care locuiesc în arealul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, să își cunoască mai bine patrimoniul local și natural și să încerce să-l promoveze într-un mod durabil. Am vrut prin acest proiect să ajungem și la profesori, și la elevi, și la simpli cetățeni care încă nu-și cunosc potențialul și care ar trebui să facă mai multe eforturi pentru ca acesta să devină unul vizibil și unul bine promovat. Și care au fost acele, știu eu, activități, acele căi prin care ați făcut beneficiarii să-și cunoască potențialul și să-l promoveze mai bine? Au fost mai multe activități care au fost planificate în cadrul acestui proiect. Esența proiectului a constat în desfășurarea unui concurs, un concurs de creație, desen și compunere, iar în afară de această activitate au fost și alte inițiative, alte evenimente care s-au produs cu scopul de a le oferi mai multe cunoștințe copiilor despre ceea ce au în localitatea lor și de a-i face mai atașați față de potențialul localității. Ar putea și Silvia să adauge. Asta vroiam să o întreb pe Silvia și în general, Silvia, ce faci tu în acest proiect? Ce realizezi? Care sunt funcțiile tale? Eu ca întotdeauna, cum îmi place mie natura, drumețiile în natură și sunt axată pe partea asta de cunoaștere a naturii, am fost implicată și i-am încurajat și pe tinerii din acest proiect să-și cunoască mai bine localitatea, cum spunea Elena, participând la excursii. Pe lângă acest concurs de creație, pilonul, aș spune cheia de boltă a acestui proiect, a fost organizarea unui număr record de excursii pentru acea zonă și pentru acea perioadă de timp. E vorba de 32 de excursii care s-au întâmplat aproape concomitent în toate cele 8 localități participante, grație profesorilor coordonatori din fiecare localitate. Ei, practic, au fost oamenii principali care au adunat în jurul lor elevii și i-au coordonat, i-au dus pe teren și le-au arătat, le-au demonstrat pe viu cu ce ar trebui să se mândrească acești elevi. Aceste excursii au îmbinat elemente și de interes cultural, dar și de interes natural, pentru că, să nu uităm, rezervația Orheiul Vechi este un loc care, în primul rând, se remarcă prin frumusețea peisajelor,
prin unicitatea, eu spun în Republica Moldova, ceea ce vedem acolo, iar elevii s-au convins în cadrul acestor excursii de această frumusețe care îi înconjoară. Pentru că o vorbă veche spune și spune foarte bine că nu poți proteja ceva până nu vezi cu ochii tăi. Poți auzi de 100 de ori de la oricine altcineva că zona în care stai tu e frumoasă și așa mai departe, dar până nu obosești venind la fața locului și te convingi de acest patrimoniu, niciun alt pas nu se poate realiza. De aceea, eu personal am observat schimbarea care s-a produs la acești copii după ce ei și-au cunoscut mai bine locurile care îi înconjoară. Au mers în excursii la bisericile din sat, au văzut peisajele frumoase pe care le oferă Râutul și Nistrul, au cunoscut mai bine formele de relief și au aflat, și aici am ajutat și eu, au aflat mai multe despre potențialul natural, despre lumea vie care îi înconjoară, despre animale, plante, pentru că ele toate la un loc alcătuiesc acea bogăție care poate oricând să dispară dacă noi nu suntem conștienți de ea. Știți ce mi-a plăcut și chiar vreau, Elena, să te refer la acest lucru, pentru că este pentru prima dată. Atunci când se întâmplă diferite fenomene culturale în Republica Moldova, există și anumiți ambasadori. Anumiți ambasadori sunt selectați, anumiți bloggeri în trend, care să aducă o plus valoare festivalurilor sau și așa mai departe. Voi însă ați făcut un lucru extraordinar de frumos. Ați făcut pe copii să se simtă ei ambasadori ai rezervației. Eu vreau puțin să ne povestiți despre acest lucru frumos, pentru că, da, este una, educi copilul, duci în excursii, vede, se convinge, dar mult mai important este atunci când el se simte și ambasador al zonei natale și uite că m-am evidențiat, eu cred că aici educația ecologică e automat se aprofundează și este un lucru foarte frumos, ați făcut pe unii dintre acești copii, poate pe cei mai, hai să spunem, abili, cei mai cu cunoștințe, cei mai activi, ați făcut cu adevărat să se simtă importanți. Da, a fost o inițiativă, cred că nouă. Ambasadori au mai fost desemnați, dar nu copii. Da, de acord. Și am încercat să-i motivăm prin acest titlu. De fapt, sunt ambasadori în mai multe localități. La urmă, la finalul activității, a concursului, am premiat ambasadorii din rezervația cultural-naturală Orfeiul Vechi. De fapt, au fost doi câștigători, un câștigător în categoria de vârstă a claselor a 5-a, a 7-a, iar al doilea câștigător în categoria de vârstă a claselor a 8-a, a 9-a. Totodată avem ambasadori în fiecare localitate, din cele care au fost implicate în proiect, și aici aș vrea neapărat să le menționez. Vorbim despre localitățile Trebujeni, Susleni, Holercani, Piatra, Ivancea, Marcăuți, Mașcăuți și Furceni sunt cele 8 localități care au fost implicate în proiect și unde avem ambasadori. Avem mici ambasadori ai localităților lor, pentru că acest concurs de creație s-a desfășurat în două etape. Etapa la nivel local, unde copiii din fiecare școală s-au întrecut între ei în a-și promova localitatea și acolo au fost premiați copii la nivel de școală, după care ei au intrat în competiția regională, deja întrecându-se între școli, cei care au obținut premiile întâi, au ajuns să fie într-o competiție și să lupte pentru premiul care s-a numit Cupa Micului Ambasador din rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Un premiu pe care l-am oferit cu drag și sperăm că va reprezenta o motivație pentru cei care l-au câștigat să devină mesageri ai localităților lor, pentru că câștigătorii sunt din două localități. Vorbim despre localitatea Mașcăuți, Ludmila Carțin, care este elevă în clasa a 6-a și care a luat cupa micului ambasador din rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi pentru această categorie de vârstă, iar pentru cei mai mari, categoria claselor a 8-a, a 9-a, avem o altă localitate unde avem un ambasador mai ferm decât în celelalte, care a reușit să se expună poate mai creativ, mai convingător, și este romaniu Xenia din satul Piatra.
care a reușit să obțină această cupă. Dar, oricum, în toate localitățile au fost lucrări deosebite și copiii au demonstrat prin creațiile lor că ei pot deveni mesageri a tot ce este frumos în localitate și cred că în mulți din ei poate s-a trezit acel sentiment de mândrie care poate că înainte de acest concurs nu era. Am înțeles. Vreau să vă întreb și vin cu o sugestie, spre exemplu, dar voi știți asta, se face un spot de promovare a, nu știu, spre exemplu, Orhei Vechi. Este ambasadorul să vorbească și ambasadorul, cel mic al zonei. Da, avem deja un material video, a fost o emisiune televizată, deci tot acest concurs s-a încheiat cu o festivitate de premiere, iar festivitatea de premiere s-a încheiat cu o excursie și o lecție de fotografie pentru premianții locurilor întâi din cele 8 localități. Și avem deja mici interviuri cu copiii, cu micii ambasadori care își reprezintă localitatea. Mai au de învățat, evident, dar cred că este un început bun. Și suntem foarte recunoscători Serviciului Forestier din Statele Unite, US Forest Service, pentru că a acceptat această inițiativă a Mișcării Ecologiste din Moldova și cu resurse mici am reușit să facem într-un timp foarte scurt o inițiativă frumoasă care poate fi continuată, care poate fi dezvoltată. Da, de acord, și poate fi dezvoltată, asta vreau să spun, pentru că atunci când și am aflat... Și preluată, deci ne-am dorit ca și alte localități, de ce nu, sau alte organizații să preia această inițiativă și să continue, pentru că ar fi frumos să avem ambasadori în toată țara. Atunci când aflasem despre acest proiect, Elena așa s-a exprimat, este un proiect mic, însă am văzut că este la realizație așa într-un ritm alert, cu multe activități, cu multe, știu, deplasări. Și, dar mă interesează de un lucru, pentru că aici au participat și avem și o profesoară în studio, acum și discutăm și cu profesoara. Copiii, profesori, care au fost sarcinile? Și dacă e să ne spuneți așa puțin pe etape, pac, 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 ce a prevăzut? Profesorii, precum am spus, au fost oamenii cu care noi am lucrat aproape. Elena a avut grijă să întrețină cu ei o colaborare fructuoasă. Și acești profesori au demonstrat un entuziasm atât de mare atunci când a venit vorba să organizeze copiii pentru a desfășura aceste excursii. Și mai mult decât atât, i-a îndrumat, așa cum știu ei foarte bine, să facă acest lucru, să încurajeze copiii să-și pună la contribuție talentul născut și poate până acum neprelucrat. Sau prelucrat insuficient. Și eu cred că acest proiect și sarcinile care au fost prevăzute în acest proiect de a scrie un eseu sub formă de invitație și de a desena o ilustrație, un desen care să arate acel loc, să-l ilustreze acest loc cât se poate de pitoresc. Deci, practic, aceste însărcinări au scos tot ce e mai bun din elevi. Evident, pentru a fi capabil să scrie această compunere sub formă de invitație și pentru a desena, este important, și eu iarăși repet, este important să mergi acolo, să vezi cu ochii tăi ce ai de făcut. De aceea, să nu uităm că în lumea întreagă există tabere de creații cu pictori care vin la un peisaj frumos și, având peisajul în față, se umplu de inspirație și pictează și dau lumii aceste opere frumoase pe care noi ulterior le admirăm. Exact asta a fost și pasul premergător al acestui concurs. Copiii au vizitat locuri importante din localitatea lor, au aflat mai multe, în aproape fiecare sat au fost incluși și preoții din localitate și oamenii care cunosc despre istoria acestui sat. Practic, copiii au avut ocazia să stoarcă de la toți cât mai multe informații. Cine a avut urechi să audă și urechi să vadă a asimilat toate aceste informații și le-a transpus sub formă de invitație. Unii dintre ei în mod foarte reușit, care au devenit ulterior ambasadori acestei localități, cum bine a spus Elena. Bineînțeles, după ce aceste excursii în teren s-au desfășurat, multe dintre ele au fost îmbinate cu alte activități de importanță socială, de exemplu, ecologizări ale unor sectoare, ale unor teritorii care trebuiau curățate,
După aceste excursii, copiii au creat aceste desene, picturi și eseuri și au concurat între ei. Au avut parte de un juriu sever, care conform unor criterii a evaluat măsura în care elevii pot deveni, au șanse să devină mici ambasadori. După asta, bineînțeles, a urmat etapa de premiere locală. Noi personal am fost în toate cele 8 localități pentru a premia copiii care s-au calificat ulterior. După părerea mea, au avut parte din niște premii deosebit de interesante. Au fost puse la mijloc atlase cu hărți, materiale informative, lucruri, rechizite care să-i ajute la școală, agende de planificare, sticuri de memorie și așa mai departe. Până și profesorii au rămas încântați. Premianții locurilor întâi din ambele categorii de vârstă, clasa 5, 6, 7, 9, s-au calificat automat la etapa regională. Practic toți cei 16 concurenți din cele 8 localități au trebuit să se întreacă pentru o miză mai mare, pentru acea cupă ambasadorului. Premierea și rezultatele finale au avut loc în iunie, pe data de 20 iunie, atunci au fost desemnați câștigătorii finali în sediul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, iar după această premiere copiii au avut parte de o excursie, în primul rând, în incinta muzeului, au aflat mai multe despre acel loc și după asta au devenit mici cercetași în soare, un program alert, cal armată, spartan, făcut cunoștință cu canionul râului Răut în perimetrul Butuceni, Trebujeni, au avut parte de o lecție în aer liber despre arta fotografiei și după asta am avut șansa să vizităm o pensiune ecoturistică și copiii au văzut în ce fel se poate îmbina acel potențial natural cu potențialul cultural al unei localități și probabil au păstrat în creierile lor acest exemplu și probabil vor reuși să-l transpună în viața reală, să facă un model din asta. Acum să vorbim, eu aș vrea doar să vin cu niște completări. Completări despre niște cifre ca să fie mai clar câtă lume a fost implicată în tot acest proces. Au fost 32 de excursii în total în cele 8 localități, câte 4 în fiecare localitate. Au fost peste 500 de copii care au participat în aceste excursii și vorbim despre practic o lună, luna aprilie și puțin din luna mai, având în vedere că au fost și sărbătorile pascale și a fost o perioadă foarte încărcată. Am avut 9 profesori care au fost în mod direct implicați și practic au fost coordonatorii noștri locali și am mizat pe ei foarte mult. Doamna Ludmila Buzilă de la Trebujeni, doamna Soltan Mariana de la Susleni, doamna Maria Bodean și Ana Popușoi de la Holercani, doamna Viorica Sârbu de la Piatra, Suvac Sergiu, un tânăr profesor de la Ivancea, domnul Oleg Bejan de la Marcăuți, de la gimnaziul de la Marcăuți, doamna Irina Reboi de la Furceni și doamna Elena Carțin, care este și astăzi aici în studio, de la Mașcăuți. Un sprijin enorm am primit de la acești profesori, fiecare în felul său s-a implicat, a primit această provocare și a dus-o la bun sfârșit. Am avut peste 290 de lucrări ale copiilor care au scris, s-au expus, au povestit despre localitățile lor, au făcut o invitație, așa cum au văzut ei la etapa actuală, potențialul acestei localități, valorile pe care le au. Unii s-au axat pe biserică, alții s-au axat pe pădure, pe râu, alții s-au axat pe descrierea în detalii a caselor bătrânești. Foarte interesante abordări și felul în care copiii își văd localitatea, unii din ei făcând practic declarații de dragoste față de localitate prin aceste mesaje, prin aceste lucrări. Am premiat 50 de copii în acest proiect, iar premierele au avut loc în fiecare localitate, deci am avut și 8 festivități de premieri
plus această mare finală în care am decernat Cupa Micului Ambasador. Iată așa un mic rezumat a tot ce s-a întâmplat în cifre. Foarte bine, foarte multe activități. Eu cred că acești, hai să spunem, mici ambasadori, finaliști vor ajunge și la noi în studio. Elena, vei avea grijă într-o proximă emisiune. Să-i aducem așa pe rând, rând pe rând, ca să convingă și radioascultătorii despre ce potențial frumos au ei. Apropo, în afară de activitățile care s-au petrecut, proiectul nu s-a încheiat, o să mai fie activități, vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni despre ele. Am înțeles, vreau să vorbesc cu doamna profesoare, cu doamna Cărțână. Dumneavoastră ați fost una din profesoarele implicate în realizarea proiectului Tinerii din Orhei Vechi, Vocea pentru promovarea durabilă a rezervației. Vreau să vă întreb pur și simplu profesional, pur și simplu ca profesor, ce sentimente v-a trezit această inițiativă cu care a venit Mișcarea Ecologistă din Moldova? Să știți că acest sunet de la Elena, când l-am primit, deci într-adevăr a fost o provocare nouă, pentru că de fiecare dată mă implic cu elevii în diferite alte activități de acest gen, doar că într-o altă manieră. Și cu drag am acceptat acest concurs, acest proiect, să fiu implicată la nivel de cu elevii la nivel de, și de instituție, și chiar am fost încântată de felul cum a demarat acest concurs, cum a fost organizat și bine pus la punct orice chestie. Da, referitor la bine pus la punct, când ai de face cu Elena, cunosc acest lucru. Nu, a fost foarte bine, deci elevilor le-a plăcut, așa cum a fost stabilit în regulamentul proiectului, am respectat, am organizat elevii, am mers în acele 4 excursii, pentru că să știți că elevilor le place astfel de activități, mai mult ca lecțiile tradiționale, și evident că prin astfel de activități reușești să-i descoperi ceea ce au de fapt ei în viziunea lor. Deci a fost interesant. Doamna Elena, dar mă interesează un lucru, pentru că dumneavoastră ați reprezentat a satului Mășcăuți. Da. Și pentru că ați participat în concurs cu copiii dumneavoastră, eu înțeleg că ca profesor, ca, hai să spunem, ca patriot al satului, spre exemplu, ați dorit cumva să deveniți poate mai originali, poate să fiți mai buni, poate să realizați altfel pentru a ajunge la scopul final. Cum a decurs în general concursul la Mășcăuți? Pentru că îmi dau seama cel mai bine știți cum la Mășcăuți s-a realizat. Să știți că elevii prin acele lucrări au redat într-adevăr ceea ce are localitatea noastră. Și n-au putut să treacă cu vederea de conacul lui Ion Sârbu, marele fabulist, poate că nu toți îl cunosc, dar noi ne mândrim că a fost așa personalitate remarcantă. Deci n-am putut să nu vorbim despre Ecovila, deci o pensiune turistică care este amplasată în așa zisa râpa Chirăului din preajma localității, și evident că multe, multe alte lucruri interesante, deci acel deal al Chiclăului, dealul Roman, unde am mers și am admirat localitatea din ambele părți, de dreapta și de stânga. Să fiu sinceră, deci în dealul Roman a fost și pentru mine pentru prima dată excursie organizată împreună cu elevii, și chiar ei, la un moment, ei m-au ghidat, pentru că de atâția ani locuiesc în acea localitate, dar uite că n-am avut curajul să merg atât de departe în acel loc. A fost bine. Vreau să vă întreb despre satisfacția copiilor după realizarea acestor, spre exemplu, vizite, excursii. Deci foarte satisfăcuți, ba chiar mă întrebau dacă când o să mai mergem la așa excursii. Deci evident că satul este mare și avem multe locuri încă de vizitat. Poate la nivel natural ei le cunosc, dar nu mai mult valorile culturale. Deci probabil că se merită a fi mult mai mult studiate, aflate, cunoscute. Deci, odată la 2 ani, în localitatea noastră, are loc festivalul cultural pe dealul Chiclăului, și aici sunt organizate activități unde vin oameni și din alte localități, din alte raioane, care fac cunoștință cu cei ce are satul nostru mai frumos și mai sfânt. Dumneavoastră,
aproximativ cam câți copii ați implicat în activitățile acestui proiect? De fapt, s-au implicat mult mai mulți elevi, deci peste 40, dacă să luăm așa ca număr pentru fiecare excursie, dar în concursul de eseu și desen s-au implicat 35 de elevi și fiecare a redat așa cum a putut el mai bine. O întrebare pentru toți, pentru că ați observat, cum apreciați, spre exemplu, interesul copiilor față de activitățile respective? Ce ați descoperit nou, dumneavoastră, ca profesor? Wow, copiii mei iubesc natura, copiii mei își iubesc satul, copiii mei iubesc oamenii din sat și vreau de asemenea mai mult pentru dumneavoastră o întrebare. Eu bănuiesc că după aceste activități vă priviți copiii altfel. Cu siguranță că așa este. Chiar am rămas impresionată de felul cum unii elevi care, în mod verbal, deci ei nu găsesc cuvinte să-și exprime impresiile despre ținutul lor natal, dar uite că pe foaie ei aștern gândurile așa cum ei simt, cum vin din suflet. Și pentru asta, evident că i-am apreciat, i-am motivat, pentru că e clar lucru că știam din start că nu o să-i plasăm pe toți pe locuri și din start le-am spus că la lecțiile de biologie o să primiți câte o notă de 10, profesorii de limbă română au apreciat și dumnealor le-au notat câte o notă de 10 lucrările cele mai bune și asta i-a încurajat să se implice activ. Eu acum îmi dau seama, spre exemplu, Elena, că atunci când vroiam să ne vedem, să discutăm la o temă sau la alta, tot timpul spunea, eu mâine sunt în teritoriu. Ce puteți să ne spuneți? Pentru că ați văzut și voi noi despre din cele copii, 32, despre dragostea. Din cele 32 de excursii care au fost organizate, câte 4 în fiecare localitate, noi am fost prezente în echipă la câte una din cele 8 localități, deci în total 8 excursii la care am participat și a fost foarte interesant să observăm și reacția profesorilor și comportamentul copiilor. Unii care sunt foarte rebeli și ne dăm seama că le dau bătăi de cap profesorilor în timpul anului de studiu, dar foarte curios este că acei copii erau cunoșteau poate cel mai bine locurile mai periculoase și deveneau ghizi inclusiv pentru profesori, pentru conducătorii lor. Relația dintre profesori m-a bucurat foarte mult. Deci, în cele mai multe cazuri am văzut relații de prietenie între profesori și copii, fapt care bucură mult pentru că asta ajută și în procesul de studiu și oferă încredere și profesorilor și copiilor și este o cu totul altă situație atunci când avem o relație strict profesor-elev, note, subiecte și alta este când apare și o prietenie între cei doi. Da. Și mi-a plăcut foarte mult tot ce am văzut. Și deși în țară în general există așa un pesimism legat de fenomenele de migrație, de oamenii care pleacă, de țara care rămâne pustie, în rezultatul acestor excursii mi-a apărut o rază de speranță, pentru că am văzut oameni dedicați, am văzut copii interesanți, am văzut copii dotați, care cunosc, care vor să cunoască. Unii ne-au impresionat cu cunoștințele lor, alții cu abilitățile lor. Nu mai vorbesc despre faptul că aproape toți cei din acest areal sunt oameni ai stâncilor și nu au frică de înălțime, sunt curajoși. A fost și o lecție pentru mine personal să particip împreună cu ei la aceste excursii. Au fost și depășiri de limite, o activitate foarte frumoasă, cred că pentru mai mulți și fiecare a avut ceva de învățat din acest proiect. Cât de important pentru copii este acest proiect, pentru tânăra generație? În urma analizei, hai să spunem, activităților date, îmi dau seama că undeva puneți acel fundament, acel firicel de nisip la educația lor ecologică, care este foarte importantă. Și știți cum, atunci când trezești dragostea față de natură, este mult mai complicat decât să duci copiii la un muzeu militar și să le demonstrezi tancul, da? Este foarte complicat.
despre rolul activităților pentru tânăra generație. Ce credeți, hai să spunem același feedback, da? Ce credeți că a schimbat în urma acestui proiect în mintea, logica și aici dragostea ce, față de natură? Are ce să ne povestească Silvia, pentru că în afară de ce spuneam că au fost o satisfacție, au fost și momente poate mai tensionate la un moment dat, pentru că ca și orice activitate. Atitudinea față de faună, față de floră, este una care, asupra care trebuie să se lucreze. Da, de acord. Vedeți că am sărit de pe scaun și am apropiat microfon la partea asta. Eu, Ana, cred că n-am cuvinte destule ca să subliniez rolul pe care îl are educația ecologică în procesul de educare a tinerei generații. Eu nu sunt departe de tânăra generație, eu mă văd ca tânăra generație și totuși cred că am ajuns la o fază în care pot și sunt în stare să dau mai departe niște cunoștințe pe care le-am acumulat și eu una descoper cu tristețe că mulți dintre copiii noștri n-au de la cine învăța respectul față de natură. Sunt puțini oameni care pot să transmită aceste valori. Majoritatea conaționalilor noștri știu să beneficieze de serviciile pe care le oferă natura într-un mod grosolan, vandalizând, mergând, organizând frigărui și altfel de experiențe mai puțin culturale. Acum, copiii toți, mai ales cei născuți la sat, ei au dragoste de natură. Nimeni mai mult decât ei nu-și iubește locul natal. Tocmai pe asta ne-am bazat atunci când am oferit cupa ambasadorului. Nimeni, în afară de acești copii născuți și plămădiți din acel pământ, nu pot povesti mai frumos decât altcineva despre localitatea lor. Acum, mergând cu ei în excursii, cunoscându-ne și participând și eu împreună la această cunoaștere a patrimoniului natural, am observat că unii dintre ei au lacune, alții cunosc biologia foarte bine, lumea naturală, dar am profitat de faptul că am avut aceste lecții sub aer liber pentru a vedea cu ochii lor, a pune mâna, a încerca. Asta contează atunci când ești cercetaș și vrei să descoperi secretele naturii. Eu n-am mai fost în aceste localități cu activități de educație deja în sălile de clasă, am făcut acele ore de cunoaștere a biodiversității locale și mulți dintre ei mă țineau minte și spuneau, a, dar ați mai fost, ați vorbit de nu știu ce acolo, zic, e, hai acum, în teren să vedem despre ce am vorbit, voi trebuie să-mi spuneți acum. Și pentru mine, ca și pentru ei, a fost o experiență interesantă. Eu îmi doresc din suflet ca acești copii să capete și să dezvolte respectul față de natură. Multora dintre ei le spuneam, pentru că în majoritatea excursiilor am fost și în bisericile din sat. Sunt niște biserici, în general bisericile la țară sunt foarte frumoase, sunt respectate, sunt îngrijite și permanent avem textul, acel text cu mine, spunându-le, așa cum stați în biserică cu acea atitudine respectuoasă și nici nu vă trece prin cap să vandalizați ceva și cu atât mai mult să supărați autoritatea care e acolo. Eu cred că același respect trebuie demonstrat și în natură. Natura e la fel de sacră, e la fel de sfântă pentru noi. Pur și simplu noi de obicei o luăm așa cum este. Vedem ceea ce este în jur, în engleză îi spune for granted, luăm așa cum este, natura mare lucru. Totuși copiii trebuie deprinși cu această dragoste față de lumea înconjurătoare și trebuie să înțeleagă că ceea ce avem noi în jur, animale, plante, peisaje, se datorează faptului că cineva în trecutul nostru, alte generații au păstrat, n-au distrus și poate au încercat să multiplice, astfel încât noi astăzi să avem la ce ne uita, să avem ce învăța, să avem ce, eu sper, să transmitem mai departe. Un feedback de pe Facebook, e super tare emisiunea și invitatele sunt foarte frumoase. Mulțumim. Asta confirm și eu. Invitatele sunt foarte frumoase. Mulțumim. Mergem mai departe, prieteni. Deci dacă se poate să completez, într-adevăr, da. Venind în vizită și
făcând acești, prima excursie împreună cu Elena și Silvia, elevii au rămas încântați de faptul că au avut ocazie să țină binoclul cel performant, să observe acea pasăre în zbor foarte de aproape, să fie ghidați pe tot parcursul excursiei atâta timp cât am fost împreună. Deci aceasta, într-adevăr, îi motivează să se includă și mai departe în alte activități. În acest sens, vreau să menționez faptul că la școală, în cadrul orei de educație ecologică, deci noi facem și teorii mai multe, dar practic mai puțină. Dar în ce sens practic mai puțină? Adică da, organizăm activități de salubrizare, dar uite că în această manieră nu prea. Și în anul 2014, la inițiativa elevilor noștri din pe atunci liceu, deci ei spuneau că uite atâta teritoriu avem în zona școlii și noi ieșim doar la făcut curățenie, deci n-ar fi bine să facem să creăm un parc. Păi zic, nu este o idee rea, haideți să ne implicăm. Și deci, într-adevăr, cu colaborare cu Grădina Botanică, am reușit să plantăm acel colț de parc verde, care îl îngrijesc și până în ziua de astăzi au grijă permanent să dească flori, să îngrijească acei pomi care au fost sădiți cu atâta suflet atunci. Și absolvenții, când vin în prezent și ne vizitează, deci ei sunt bucuroși de faptul că au rămas ceva în urma lor. Deci asta ne străduim să le cultivăm zi de zi și sper eu că încetul cu încetul să le schimbăm conștiința și educația ecologică, să o formăm foarte la nivel. Bine. Eleva dumneavoastră, Dumila Cărțân, a convins juriul concursului de la Mășcăuți că Mășcăuțul este foarte frumos, merită să-l vizităm. Vreau să vă întreb cât de bine reflectă lucrarea elevei dumneavoastră realitatea din sat și ce avem de văzut dacă mâine sau chiar după emisiune ne pornim în vizită. Deci cu mare plăcere vă așteptăm. Deci nu zic că a Ludmilei era cea mai bună, poate că, dar asta au demonstrat juriul. Da. Deci au fost multe lucrări bune, într-adevăr, dar s-a ținut cont, cred că, de criteriile de evaluare și cred eu că Ludmila a reprezentat, într-adevăr, acele puncte atractive despre care am și menționat, conacul lui Ion Sârbu, printre altele, care necesită a fi renovat și asta este un vis al localnicilor, sperăm că o să fie împlinit în curând. Despre acea pensiune turistică Ecovila, însăși amplasarea localității și faptul că trăim într-o zonă așa de rai spusă, deci eu cred că ar impresiona și pe alții din alte regiuni să vină să ne viziteze. Am înțeles. Acum vreau să vorbesc cu cei care au venit cu ideea, cei care au realizat proiectul pe hârtie, cei care au depus proiectul, cei care au câștigat acest proiect. La moment, la ce etapă vă aflați și ce activități realizați în cadrul proiectului respectiv? Păi, suntem aproape pe ultima sută de metri a implementării acestui proiect. Punctul culminant a fost premierea și oferirea, decernarea cupiei micului ambasador din Rezervația Cultural Natural Orcheiul Vechi și acea excursie organizată, excursie cu scop cognitiv, în afară de drumeție și de a petrece timpul într-un mod frumos și de a cunoaște locuri noi, ei au aflat și elemente din bazele fotografiei, cum să facă fotografii frumoase, la ce trebuie să atragă atenție. Deci a fost și un curs de instruire pentru ei, un curs scurt de instruire pentru ele, dar și pentru profesori în același și timp. Foarte interesant. Ne bucurăm că v-a plăcut. Și acum mai avem de făcut un lucru foarte important, pentru că cele lucrările premiante care au ajuns la etapa regională sunt toate foarte bune. A trebuit să alegem cea mai bună dintre cele mai bune. Da. Și vrem să le promovăm neapărat. Pentru asta o să facem o broșură, suntem în proces de redactare a acestei broșuri în baza lucrărilor copiilor, așa încât ceea ce a fost scris de către ei și promovat, acele obiective turistice pe care le-au văzut ei, din culturale sau naturale, descrise de ei în aceste, prin desen și prin text, vor fi făcute publice într-o broșură. Ea va fi realizată în două limbi, în limba engleză și în limba română, iar
Broșura va fi însoțită și de imagini, desenele pe care tot copiii le-au realizat în cadrul acestei invitații pe care au creat-o. Deci broșura este o altă activitate pe care trebuie să o finalizăm. O să mai avem și alte activități cu ajutorul mass media pentru ca să facem vizibilă activitatea proiectului, ca să facem vizibile lucrările copiilor, să îi facem cunoscuți pe eroii noștri, ambasadorii, profesorii și localitățile în ansamblu, ca parte componentă a rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Și iată, ne-am încăpățânat și tot anul acesta, iată, am încercat să promovăm și prin acest proiect și prin alte inițiative pe care despre care am mai vorbit și în alte emisiuni, să aducem în atenția comunității, a oamenilor, că rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi nu înseamnă doar acea zonă, o stâncă doar. Ea este o zonă și un areal mai amplu care merită să fie valorificat și unde sunt oameni precum cei de la Mașcăuți, precum cei de la Furceni, precum cei de la Piatra și din celelalte localități care vor să fie implicați și au ce să le arate celorlalți. După realizarea proiectului în general, a venit acea satisfacție că alegerea voastră a fost una corectă? Să alege zona, oamenii cu care ați lucrat în general? Bineînțeles, proiectul poate ajuns la ultima 100 de metri și se încheie, dar locurile frumoase de acolo rămân, oamenii rămân, ambasadorii cresc și promit multe pe viitor. Așa că noi oricând putem să mergem în acele locuri să-i găsim, pentru că nimeni mai frumos decât ei nu pot descrie locurile și patrimoniul cultural al localității. De ce? Evident că noi am rămas cu satisfacția de a face un lucru important pentru comunitatea locală și cred că și comunitatea locală a fost, bine, nu pot să nu evit termenul ăsta, responsabilizată, dar majoritatea au înțeles că ei se află în perimetrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Este ceva unic pentru Republica Moldova. Se află în componența parcului, primului parc național din Republica Moldova, unde există atâtea oportunități de valorificare a cadrului natural și atâtea oportunități de ecoturism comparativ cu alte țări, cu alte zone din Republica Moldova, era să fac o perlă acum. Și eu sper din suflet că genul acesta de inițiativă va fi multiplicată în alte zone, în alte regiuni, la fel de frumoase, cu același accent pe tinerii care cresc în acele comunități. Da, și uite că un scop al nostru în acest proiect a fost să consolidăm profesorii, relația dintre profesori. Unii dintre ei fiind atât de aproape, totuși vorbim despre distanțe mici, de 10, 15, 20, 30 de kilometri maxim între localități. Mulți dintre ei nu se cunosc, profesori de biologie sau de educație ecologică sau de geografie, și ne-am dorit ca prin acest proiect, în afară de copii care să devină mesageri, ambasadori, să-și cunoască bine potențialul, să conștientizeze, să sensibilizeze și pe cei din jur, ne-am dorit ca profesorii între ei să se cunoască și să împrumute unul de la celălalt experiența, cunoștințele pe care le au. Și de ce nu? Întotdeauna este loc de mai bine și cu siguranță au fost poate unele lucruri care nu le-am prevăzut noi în proiect sau care poate puteau fi realizate mai bine. Și ne-am dorit ca o astfel de inițiativă să continue, iar de această dată să o facem deja gândit împreună cu profesorii pe care i-am găsit. Și aici sperăm și contăm pe sprijinul și pe interesul. Atâta timp cât va fi interes din partea profesorilor, vom fi și noi motivați să continuăm activitatea. Doamna Cărțân, pentru că suntem aproape de finele emisiunii, eu totuși concluzia mea este că sunt niște rezultate foarte frumoase. Cu un impact deosebit. Iată, Elena a vorbit și despre colaborarea profesorilor între ei. Este o idee fantastică ceea ce spune Elena, pentru că împreună puteți să găsiți acele modalități mai bune de a conlucra cu copiii. Dar vreau să vă întreb, cum veți valorifica mai departe experiența obținută în cadrul proiectului? Deci, la ultima
întâlnire, deci în suflet am simțit că proiectul nu se termină și chiar așa am simțit eu că trebuie să continui mai departe prin promovarea a ceea ce noi am acumulat în cadrul acestui concurs și cred eu că va fi bine. Cum văd eu mai departe valorificare? Deci eu cred că deja trebuie depus accent pe niște acțiuni concrete de implicare a elevilor în acțiuni de protejare. Pentru că mergând în acele excursii, evident că am identificat și niște probleme cu care se confruntă. Nu este totul bine și frumos. Normal. Elevii au identificat și acele probleme care sunt comune peste tot. Și eu văd de cuviință că aceste activități, care cred eu că o să urmeze mai departe, să fie anume pus pe accentul pe protecție. Vreau, da. De asemenea, suntem la final, aveți un minut jumătate, două minute maxim, pentru ca să ne povestiți despre alte activități ale colegiului pe care îl reprezentați, gimnaziului pe care îl reprezentați dumneavoastră și, desigur, ce activități ecologice au mai avut loc în incinta gimnaziului? Deci, ca profesoră de biologie, mă implic permanent în toate activitățile care sunt inițiate la nivel raional, la nivel republican și evident că cele tradiționale, bilunarul ecologic care demarează în luna aprilie-mai și la ce concursuri am participat? Am participat concursurile ecologice, apa, energia vieții, cu flash mob, cu elevi din școală, concurs de eseu, concurs de poezie, tradițional concursurile care sunt organizate la nivel de instituție, prin care reușim să implicăm elevii în diferite tipuri de activități și confecționarea obiectelor din deșeuri și poezie și așa mai departe, deci desen. Am participat la concursul republican Cine dacă nu eu, cine dacă nu noi, concurs de eseu de către centrul Artico și așa mai departe. Deci nu ezităm să refuzăm, să nu ne implicăm în astfel de activități, pentru că asta este, să zic așa, bucățica mea de pâine și cu drag o fac cu mare satisfacție. Eu cred că acest proiect, cred că Mișcarea Ecologică din Moldova va servi ca un catalizator pentru a realiza cât mai multe activități ce țin de domeniul protecției mediului. Prieteni, am discutat astăzi cu Elena Scobioală, coordonator de proiecte a Mișcării Ecologiste din Moldova, Silvia Ursul, asistent de proiect de asemenea al Mișcării Ecologiste din Moldova și Elena Carțân, profesor de biologie, director adjunct la gimnaziu Ion Sârbu din satul Mășcăuți. Eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru ideea, pentru ați găsit finanțator, ați realizat proiectul, de asemenea ați lucrat cu copiii. În opinia mea, pentru că suntem și noi o sursă mass media cu profil protecția mediului, chiar este importantă această educație ecologică care trebuie să o facem din zi în zi și cât mai mult. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o zi frumoasă. Da, și eu vă doresc invitați pe viitor la fel de interesant și cu multe rezultate ca și noi. Da, desigur, ar fi extraordinar. Noi te așteptăm în una din emisiunile să vorbim despre tema care este cu... Găsim de una. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Da, vă mulțumesc și eu, numai bine. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.